Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Sosnovka pe Farming Simulator 22. Ne aflăm în iulie, după cum puteți vedea acolo sus, am oprit timpul, am dormit câteva luni și ni s-au făcut culturile. Avem cultura de ors făcută, plus de alta avem și cultura asta de rapiță, pe care am zis în episodul anterior că o să luăm bani din bancă, cumpărăm terenul și ne apucăm de o trerăm și pe asta. Eu am pus acolo lucrător automat frumos cu combina, ca să meargă să treiere în continuare, până facem noi încă câteva chestii. Vreau să dau aici frumos un delivery. Am probat remorca asta și nu funcționează, nu poate descărca tubunea. Îmi pare foarte rău pentru că îmi plăcea foarte mult remorca asta, plus că era foarte mică, compactă. Pe viitor, când o să ne dăm update la o combină mai mare, probabil o să o cumpărăm. Până atunci nu mai rămâne decât să iau din nou remorcă din aia mică, pentru că nu am alte remorci, sincer să fiu, pe cele ce am eu în joc și mod, toate sunt foarte mari, sunt foarte înalte. Și da, n-am ce să-i fac, trebuie să o luăm pe asta, nu? Era asta, mi se pare că nu? 20 de tone. Așa, 20 de tone, luăm frumos. Lăsăm roțele astea mari. Astea cu zimți, îi punem și din asta, noi mai punem, îi lăsăm culoarea asta. Cumpărăm una, două cumpărăm. Pentru că o să legăm una după alta, o să facem un mini tren. De alta o să vedeți că o să ne trebuiască și pentru... De fapt o să ne trebuiască una pentru rapiță și una pentru sorg. Nu e sorg, pentru... Am uitat cum se numește produsul ăsta, la... El avem pe teren. Opa, tractorul ăsta cam patinează când îl opresc. Ușor. Bun, ăsta îl lăsăm pe teren aici. Ducem pe terenul ăsta frumos. Și îl lăsăm aici ca să descarce. Avem și paie. Cu paiele o să facem baloți. Ăsta îl lăsăm aici frumos, ia să-l oprim. Consumă și ăsta? Nu prea consumă. Văd că a consumat destul de... De fapt a consumat puțin. Cred că consumă mult și tractorul ăsta și UTB-ul ăsta. Și vreau să ne mai luăm acum pentru... Luăm bani din bancă. Venim aici frumos la bancă. Luăm 500 de mii. Nu merge dacă ține apăsat, trebuie să dau eu de multe ori. Luăm 500 de mii ca să cumpărăm terenul de rapiță. Ne închiriem o combină. Aceeași combină închiriem ca acesta. Probabil o să-i luăm un header mai mare. Ia să vedem, 400-500 de mii. Bun. Avem 500 de mii. Ne ducem aici frumos. Pam. Și cumpărăm cu Xuleanu terenul 23. 434 de mii. Pam. L-am cumpărat. Uitați ce frumoasă toată zona asta. Dar n-avem bani ca să ne-l păstrăm. Trebuie să dăm foarte mult după aia înapoi la bancă. Bun, avem remorca aici. Dăm frumos un P. Și ne uităm noi unde avem combina. Aici o avem. Combina asta. Ne costă 46.000 să o cumpărăm. Eu nu vreau să o cumpăr. Îi dăm un lis pentru 2361. Și vreau să-i luăm un header ceva mai puternic, ceva mai mare. Dacă venim noi aici frumos, pam, și ne ducem la headere, eu mă gândesc că duce un header din asta. N-ar avea de ce să nu-l ducă. Ia să vedem, 20 de km la oră, îi dăm un list pentru 453. Îl încercăm, dacă nu poate să-l ducă, îi luăm header-ul ei. Dacă așa, ca să termine mult mai repede terenul ăsta. Bun. Cam greu ea de pe loc. Ia, sunt curios dacă îl poate și conecta, dacă se poate conecta la... S-ar putea să nu meargă conecta. Ba da, merge. Bun. Îi dăm un Xuleanu. Ouleu. Și dacă îi dăm V... Thank you.
Da, de ce prea... De ce prea greu? Îi dăm un B, îi dăm înapoi așa frumos. Și dăm un X. Îl deconectăm frumos. Ar fi fost ca lumea dacă îl putea ține. Nu-l poate duce foarte mare. Are câteva sute de tone. Câteva sute de kilograme, nu câteva sute de tone. Dar nu-i nimic, luăm altul. Am vrut să-l probez. Eram foarte curios dacă funcționa. Ieșeam noi în câștig. Bun, deci ăsta e foarte mare. Ok, ia să luăm un medium. Unul cam pe la 42.000, ăsta cât are? 7,5 metri. Ăsta ar trebui să-l ducă fără niciun stres. Îi dăm frumos un lis pentru 2000. Ăsta ar trebui să-l ducă, zic eu. Dacă nu-l duce, îi luăm header-ul ei. Îi luăm header-ul ei și nu mai facem niciun test. Dar ăsta ar trebui să-l ține, că nu e așa de greu. Îl duce pe ăsta fără nicio problemă. Aici încăpem la perfecție, că am lăsat eu gardul așa cam la cât ai putea tu să ieși cu un header. I-am dat frumos un B și ne apucăm de treierat. Avem și aici, ho-ho-ho. Bă, sper să scot ceva de aici. Sper să scot câteva tone bune de rapiță. Nici nu m-am uitat dacă era fertilizată sau nu, sau cât era fertilizată, cât la sută. Dar nu contează oricum. L-am cumpărat, luăm producția de pe el, luăm produsul, îl vindem, dăm banii înapoi la bancă și tot eu ies în câștig. N-am pierdut foarte mult bani cu închirierea utilajelor. O să ne scoatem banii, pentru că rapița e foarte scumpă iarna, dacă nu mă înșel. Am văzut că e destul de scumpă. Și dacă tot... Ia să-i dau eu puțin un fășuleanul ăsta. Ok, își dă un save. Aș vrea să mă uit la sfeclă. Sfecla de zahăr. Unde avem sfecla de zahăr? Mamă, nu văd sfecla de zahăr. Aici. Bun, dar se seamănă în martie. Martie-aprilie. Sfecla de zahăr. Și se cultivă în octombrie-noiembrie. Bun. Poate stăm până la anul și punem sfecla de zahăr. Pentru că și sfecla de zahăr ne dă foarte mulți bani. Avem beneficiu de pe sfecla de zahăr. Putem să câștigăm foarte mulți bani. Bani frumoși. Bun, ăsta s-a umplut. Ia să mă duc eu frumos. Mamă, cum arată ăsta. Bă, ăsta o să trebuiască spălat, sincer să fiu. O să trebuiască să dau cu niște apă pe el, pentru că e jale. E jale cu el. L-a lăsat tot plin cu nămol cu... Și mi se pare că o să trebuiască să și arăm. O să trebuiască să și arăm după cultura asta, pentru că am avut, asta e a doua cultură sau a treia cultură? E a treia cultură. Și o să trebuiască arat. Arăm nu ar fi asta cu aratul... Nu ar fi asta cu arată o problemă, zic eu. Facem aici un screenshot frumos. Ia uitați ce frumusețe. Sau așa. Bam! Super frumos. Mă descarcă cam greu combina. Dacă era pe cealaltă parte mă duceam, dar trebuie să rămân să... 65. Trebuie să rămân să mut tractorul de aici până ajunge. Asta o să fiu atent ca să nu... Ca să nu... Să nu se izbească unul cu celălalt. De ce îmi las aici la capete? Prin produs așa la... Mamă, și asta e 77%. Terenul ăsta e foarte lung și cum nu trebuie să facă nicio întoarcere, nimic, asta deja e a treia trecere și avem 80%. O să trebuiască să vin imediat să îi dăm și ăsta un hășuleanu. O să trebuiască să vin imediat cu celălalt, aici cât mai are, 25, cu celălalt tractor cu remorcuța, să descărcăm.
Mamă, frumos merge și ăsta, ce-mi place la, la tracțiune, trage super. Ușor. Luăm frumos remorca și am plecat. Am plecat să ne descarce în rapiță. Celălalt tractor cred că a terminat și ăla de... Combina, cred că a terminat descărcat, am zis celălalt tractor. Cât avem? 50%, bun. 10 tone, îl lăsăm frumos aici. Cu ăsta îl oprim, consumă prea multă motorină. Și dăm bătăi cu ăsta la altul. Am, avem treabă, avem treabă. Acum, de acum începe... Începe alergătura, în sus, în jos, în sus, în jos. Nu știu de ce mi-a lăsat așa pe... Dacă nu-l detectează header-ul sau ce s-a întâmplat acolo. Mai în față. Hop. Aha. Încă o problemă la... Încă o problemă la header-ul mare. Ar fi stat să activăm puțin super forța. Încă o problemă la header-ul mare e burlanul. Când te pui lângă... Așa. Când te pui lângă, îți lovește în burlan. Splendid, splendid, splendid. Și asta tot așa descarcă, nu? Lent, da. Ok, asta tot lent descarcă. Vreau să mă uit la prețuri în primul rând. Repede, așa, să tragem până descarcă mașina. Să tragem cu ochiul la prețuri. Avem 400... 501. Dar eu știu că asta urcă foarte, urcă foarte sus în noiembrie, că o să ajungă undeva la 714, deci pe noiembrie. Rapid o să o vindem în noiembrie, iar Sebada, care e orzul, orzul urcă la 370 în decembrie. 399, 370, 600 avena, sorgule 500, 150 sfecla de zahăr, 200 cartofi. De eu zic sfecla de zahăr, eu zic că s-ar merita. Și sugar cane nu se merită, dar nu o să ne trebuiască ceva utilaje bune pentru sugar cane, pentru a recolta. Și e foarte lent tot procesul de recoltat de sugar cane și încă nu vreau să mă bag pe sugar cane, deoarece nu, încă nu-i văd rostul. Ia să vedem. Ăsta la golan, îi dăm noi un hășuleanu, fac eu colțul ăsta frumos și îl trecem pe cealaltă parte, de pe celălalt teren. Mamă, la cum arată, e plin de praf, de... Ia uitați la el. Cred că dinăuntru nu vezi nimic, nu? Nu. Absolut nimic nu se vede dinăuntru. Mamă, ce nebunie. Trebuie să-i fac o captură aici neapărat. Bă, nu se mai vede nimic dinăuntru. Ia să ridicăm puțin header-ul. Ușor. Acum nu mai am volanul 900 de grade și de asta când trag un pic mai tare, hop! Fuge acum dintr-o parte în alta. Scoatem și de aici. Mai scoatem și de aici câteva tone bune. Și avem ceva pănișor după aia, asigurați. Nu foarte mult, dar avem ceva. Am făcut mai mult asta pentru a face niște paie, pentru a face niște baloți. O să mai scoatem niște bani și din balos, dar câțiva balos vreau să-i opresc pentru mine, că ușor, ușor mă gândesc să mai fac bănuți și mă gândesc că poate o să mă arunc la 10 vaci, să cumpăr 10 vaci, să facem așa ușor, ușor rație mixtă, să le mai dăm acolo mâncare, să ne mai producă niște lapte, să ne mai producă niște pădegari pentru terenuri, dar ușor, ușor așa, nu mă grăbesc încă să mă bag pe animale, mă puteam băga, încă avem câțiva bănișori, dar nu vreau, pentru că după aia animalele îți iau foarte mult, foarte mult timp și nu mai poți să te axezi pe celelalte lucruri. Avem de făcut forestry, avem de făcut o grămadă de nebunii, o grămadă de treabă.
Plus că dinăuntru nu se mai vede nimic de la interior. E jale, nu mai vezi absolut nimic, zero. Și avem de trăierat, avem aici de trăierat, frumos a început campania noastră. Mi-era dor să trăier. Dar treaba am făcut cu iarba, cu solarele, cu siliciu, cu... Abia așteptam să fac și cultura. Să se facă culturile și să mă apuc să trăier. Ia să-i dăm frumos la ăsta un cânșulean, lucrător automat. Și vreau să văd cealaltă combină, dacă s-au umplut sau nu. Nu, e la 57%. O lăsăm să mai muncească și fac eu cu cealaltă. O lăsăm pe asta să muncească aici. Atât pe asta o avem plină cu 10 tone. Nu știu, nu mai știam unde a lăsat tractorul, eram pierdut. Mă uitam stânga-dreapta, unde e tractorul meu? Mă duc repede să-l iau și descărcăm în el. Descărcăm în el cele 10 tone, toată producția, am vrut să zic. Tot produsul frumos, le băgăm în bunker pentru că o să trebuiască să le ținem până în decembrie ce le urcă prețurile. Am văzut că în decembrie se vând cel mai bine. Eu zic să le țin până în decembrie, că oricum nu acum. Chiar în momentul ăsta nu avem nevoie de bani așa de urgent. Și le putem ține acolo frumos în bunker, să stea și după aia când te dă bani frumoși, când e prețul mare, bam! Le-am luat și le-am vândut. Și celălalt și cealaltă combină e plină, dacă nu mă înșel. Așa. Am lăsat Tumosa ăsta pornit. Tumosa 828 DT. Foarte nemaipomenit merge tractorașul ăsta la dor, jur. Tractorul ăsta nu o să mai plece din fermă de la noi. Op, ușor aici o să stricăm puțin cultura. Nea, iarăși nu. Așa. Pin header-ul puțin mai mare, mai lat. Nu riști, nu câștigi. Nu pot să-i fac nimic. Acum eu fac gen de manager, fug de la o combină la alta. Dintr-un tractor în altul și... Că acum am permis să pun doi lucrători automați. Avem bani acum. O să vindem imediat terenul, dăm înapoi, dăm banii la bancă și mai rămânem la banii noștri. Bine, puțin mai minus, pentru că lucrătorii automați ți-au și ei bani. Eu la bancă trebuie să dau înapoi exact cât am luat. Așa că o să rămânem tot cu câteva sute de euro în minus. 95. Ăsta ni se umple imediat. 99, 100%. Așa, bun. Punem aici un lucrător automat și aici. Până aici am făcut eu, punem un lucrător automat. Până mă duc eu să descarc, ca să am după aia remorca să o am liberă. Că mai gândesc că încă 10 tone. Pa, acolo pe undeva s-ar putea să mai scoată 10 tone. S-ar putea. Nu bag mâna în foc, dar s-ar putea să mai scoată. Ușor. Ceapa mătii de semănătoare. Nu știu unde descarc. A, ba da. Mi se pare că descărcăm aici și după aia de aici încărcăm. Aici mi se pare că descărcăm. Dacă nu mă înșel. Aici sau aici? Opa. Stai așa că nu vrea să o... A, ba nu, bă, ce prost sunt. Deci cred că cumpărăm... Eu cred că de aici cumpărăm semințe sau cumpărăm ceva. Descărcăm aici sus pe rampă. Aici descărcăm. Op. Puțin în spate. Atât. Îl lăsăm aici frumos să descarce. Mă duc repede și scot celălalt tractor de aici din cultură ca să nu vină combina și să le lovească cu el. A, bine că avem 20 de tone și în ăsta. Îi dăm bătaie și cu ăsta acolo a descărcat. Mai ceva ca pe bandă rulantă mergem aici. Bam, 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 unul după altul, unul după altul, unul după altul. Nemaipomenit. Ce frumos fum negru scoate. I-am băgat eu fum negru, am zis, când mergi plană cu el, să se vadă frumos acolo, că trage tractorul.
Fiind mititel, merge și cu 55 de km la oră. Vedeți, 20 de tone le trage foarte, foarte bine. N-are niciun, n-are niciun stres. Asta la altul descarcă în continuare, da. Descarcă în continuare. Atât v-am zis, îmi place la remorca asta, care are descărcarea foarte lentă. O să mă uit și o să o fac să descarce puțin mai repede. E foarte lentă pe descărcare. Așa, bun. Cât mai are? 33%. Fiind multe cereale, vă dați seama. E făcută ca să țină undeva la probabil 5-6 tone, care se descarcă foarte repede. Acum, acum are 20 de tone, dacă are fill type-ul foarte scăzut, descarcă foarte, descarcă foarte greu. Da, o să mă uit, promit că o să mă uit și o să fac să descarce mai repede. Pentru că până nu mi-au o combină mai mare cu burlan mai mare, remorca aia la altă roșie nu o pot folosi. Ar fi una dintre remorcile care îmi plac mie, pe care aș vrea să le folosesc, să mă joc cu ele. Op, ăsta lăsăm aici o secundă. Îl luăm pe ăsta la alt vagabond. Și îl băgăm aici la descărcat. Op, pe frânare foarte bun, Tutmanul. Frânează nemaipomenit. Și am fugit repede pe teren să vedem... A, păi mai are, că de-abia ce s-a întors combina. Mai are mult și bine de... Op, ușor aici, mult și bine până termină de trierat. Ne verificăm, aici avem 77%, aici avem 49%. Îi dau eu la asta bătăi și așa lăsăm doar un lucrător automat. Repede că avem remorca cu rapiță plină. Bă, nu mă așteptam să scot atâta rapiță, deci am scos 20 de tone din... Să nu mint, acum mai avem încă 10 tone, fiind plină cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 treceri. 7 treceri jumătate. Avem 30 de tone din 7 treceri și jumătate. Și mai are încă 4-5 treceri. O să scoatem producție bună. Terenul ăsta când o să am bani, direct, probabil poate cu banii din... Poate cu banii din forestry. Sau cu banii din... Cu banii din forestry pe care o să-l facem și cu banii din cereale și cu niște bani din solare și cu bani strânși de peste tot din fermă, o să ne cumpărăm terenul ăsta. Chiar merită cumpărat pentru că dă o grămadă de foarte mare și dă o grămadă de producție. Cu asta o să ne ridicăm noi, dacă cumpărăm terenul ăsta, ăsta o să ne salveze, ăsta o să ne ridice foarte, foarte mult pe plan economic. Pentru că dă foarte multe foarte mare și o să dea foarte multe, foarte multe produse. Ăsta, ia să termin eu de, să-l termin eu de umplut, avem 92%, mai scoatem 10 tone și de aici, plus paiele, ne-am scos bănișorii. O să trebuia să luăm o balotieră ceva și după aia să ne apucăm de făcut baloți. Avem și o remorcă pentru baloți, pe care trebuie să o probez înainte, să văd dacă funcționează, ca să nu mai pățim exact cum am pățit cu cealaltă remorcă de autoload, când am luat-o și am dat și 3000 pe ea. Ia să vedem, ăsta nu a terminat de descărcat încă, nu. 43, 44, are până la 50% și așa. Pot să mă feresc eu cu tractorul de aici ca să nu îl încurce. Să-și facă băiatul trecerile. Acum dacă aveam fabrica de ulei, produceam ceva ulei, scoteam niște bani din paleții de ulei. Op. No, stai acolo. Stai acolo că-l ferim frumos pe ăsta aici. Ăsta foarte puțin a consumat. Mereu îi consumește Tumosan. Ălalalt, în schimb, UTB-ul, mi se pare mie că... 53, ok, ăsta mi se pare mie că consumă puțin mai mult. A luat acolo câtva la sută și UTB-ul. Terminând de descărcat și îi dăm bătaie aici la treierat. Bun, aici am terminat.
deschidem frumos burlanul, avem 40%. Avem 4 tone de... mai avem 4 tone. Și... de orz. Îl descărcăm aici frumos. Și am fugit la... cealaltă combină descarcă acolo. Mai are... acum am umplut a doua remorcă. Deci avem 40 de tone de... rapiță până acum. 40 de tone de rapiță și 34 de tone de... mereu uit cum se numește produsul ăsta. Uit mereu, jur. Știu că e, e sebada, dar pe românește uit cum se... uit mereu cum se numește. Uit mereu cum se numește. Așa. Opresc burlanul frumos. Îl închid. Nu-l opresc. Lăsăm asta la loc, o să trebuiască să o spăl neapărat. Vreau să o spăl. După aia o să ne cumpărăm o mașină din aia de spălat de presiune. Oprim frumos și gerofarul, lăsăm aici, pentru că e foarte murdară și nu mai vezi nimic în față. Dacă vrei să conduci de la volan, de la interior, nu mai vezi absolut nimic. Mă duc și vărs. Vărs asta în bunker. Ok. Cealaltă combină, văd că a pornit și face treaba acolo. O descărcăm în bunker și fugim repede la shop și ne luăm o baloteră și ne apucăm de balotat. Ne apucăm de făcut, ușor, ne apucăm de făcut baloți. Nu știu dacă rotunzi sau pătrați, dar ne apucăm de făcut niște baloți de paie. Și de vândut și o să ținem și pentru noi, o să ținem și pentru noi câțiva ușor. Dăm aici frumos să descarce. Ciordim și celălalt tractor, care e încă plin cu 20 de tone și o să ne mai scoată de aici. Mai are două treceri, nu știu dacă ne mai scoate 10 tone, dar o să mai scoată ceva din două treceri. Și am scos rapiță practic gratis. Am făcut cea mai bună afacere și cu cap încă. N-am semănat eu pe teren nimic. Am văzut terenul și doar l-am luat. Pam. Așa ne mai scoatem și noi din... ne scoatem și noi bani. Urându-i nu. Asta e un fel de chirie. Iei bani din bancă, cumperi ceva, produci, când ai scos banul, ai luat și ai dat bani înapoi. Cam așa ceva. Și cu chestia asta de-am făcut-o eu. Acum mi-a apărut că descărcam aici și mi-a apărut acolo în colțul din... nu m-am fixat, fix când a dispărut, am văzut. Că lucrător automat mai are o... doar m-a avertizat, încă nu e plin, dar imediat o să îi se umple... o să îi se umple buncărul cu... deci încă 10 tone, avem 50 de tone de rapiță. Wow! Cu 50 de tone de rapiță sunt bani. Sunt foarte mulți bani din 50 de tone de rapiță. O să avem de cărat. O să legăm oricum remorcile astea, o să facem un mini tren și o să-l ducem totul, o să ducem toată rapița odată. Legăm una pe alta, ducem 40 de tone și după aia mai ducem 10 tone și aia, dar până în decembrie mai avem câteva luni de așteptat. Numai bine, o să-mi dea mie timp să fac baloți, să ar terenurile după. O să am timp perfect. Ok, gata, am terminat. Ia să vedem. S-a umplut cu 10 tone sau îi mai trebuia puțin? 97%. 9 tone, 712 litri. Bun, 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 bun. Aproape 50 de tone de rapiță. Fără 300 de kilograme, nu am făcut încă 10 tone. Să avem 50 de tone în total. Dar oricum sunt mulțumit până peste cap. Nici nu mă așteptam. Sincer să fiu, nu mă așteptam să scot atât. O, țin mai în față. Atât. Lăsăm să descarce aici frumos. După aia o dăm înapoi. Combina asta o dăm înapoi, că nu e a mea. Tractorul celălalt ar trebui să descarce. A terminat de descărcat aici. Ușor. Ceapa, măti. Ce era să mă fac praf acolo? Ăsta îl putem lăsa aici la locul lui. Nu știu dacă am vreo remorcă închiriat. Eu am închiriat. N-am închiriat remorcă. Le-am cumpărat pe ambele. Așa, ăsta îl pot lăsa aici liniștit cu remorca asta după el. Și o să trebuiască să fug să îl și opresc. Trebuiască să fug până la shop să iau o balotieră și să mă apuc de îmbalotat toate paiele astea, să facem baloți. Dar prima dată să terminăm cu
terminăm cu tot ce e treierat, tot ce înseamnă treierat, tot ce înseamnă date înapoi utilaje, pentru că eu mai uit de ele și după aia dăm timpul și mi-a chiria pe ele. Și plus de alta vindem acum, în momentul ăsta o să vindem terenul. Văd că a terminat de descărcat. Îmi dau un teleport până ajung acolo. 37%. Ok, vindem terenul. Venim frumos aici. Acum aș dă un save ulea, nu jocul, se salvează. 23, îi dăm X frumos. Îl vindem. Ok, l-am vândut 23-ul. Ducem înapoi la bancă frumos. Dăm bani înapoi. Tot. Nu mi-o opresc niciun euro. Pentru că noi mai avem câțiva bănuți cu care o să ne descurcăm. Anul ăsta trecem cu banii de avem în momentul de față. Și sper că mi-au crescut și copaci. Nu m-am uitat la copaci încă. Aproape un an a trecut de când i-am semănat. Bun, deci noi mai avem 35.000 în momentul de față. 35.000. Da, pentru că am cumpărat și remorcele, plus închirierea la mașini, plus lucrători automați. Ok, suntem bine. Așa, dăm ăsta înapoi frumos, dăm și header-ul înapoi. Terenul nu mai e al nostru, banii am dat înapoi la bancă. De acum nu ne mai interesează. Mai așteptăm la anul să vedem ce cultură se mai face pe terenul ăsta și poate îl mai fraierim o dată și îl mai cumpărăm. Dacă e o cultură care să merite. Dacă nu e o cultură care să merite, nu prea are de ce să-l luăm. Mă duc și descarc și rapița asta. Astea 9 tone de le mai avem aici. Aproape 10 tone. Și gata, ne apucăm de îmbalotat. Cam atât cu acest episod, îl lăsăm aici. Sper că v-a plăcut episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like. Să dați și un subscribe dacă nu aveți subscribe la mine. Eu am fost Visio Game și până data viitoare v-am salutat. Pa, 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 pa.